găsit, stimați telespectatori, studio electoral, emisiune de promovare electorală, invitatul meu de la această oră, fiind domnul Traian Dobre, inginer, economist și director, președinte, pardon, al întreprinderilor mici și mijlocii și vicepreședinte al uh, Alianței Liberale. Nu, -a, a zis bine? Nu ați greșit. Uh, Prea mult. Sunteți în campanie ca toată lumea? Uh, Punctul dumneavoastră de vedere, dacă mergem la vot, e important să, să vi-l spuneți și public, dincolo de faptul că sunteți prezent în, în zona rurală și nu numai. Da, stimați telespectatori, este un moment, aș spune, crucial în istoria țării noastre, prin acest vot, prin care se încearcă câștigarea întregii puteri politice într-o singură mână. Acest lucru nu este de admis, nici măcar de gândit, pentru că dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă să ai într-o mână toată puterea. Nu înseamnă nimic altceva decât dictatură. Vi s-a spus că de membri marcanți ai fostului Partid Național Liberal, mă refer la domnul Tereceanu, că. Ei reprezintă dreapta și este normal ca într-o guvernare să fie reprezentată și stânga și dreapta, tocmai în ideea de a face un echilibru între cele două doctrine politice. Evident, este un neadevăr, din respect pentru domnia sa, nu spun altfel, este un neadevăr și un mare neadevăr, pentru că domnul Tereceanu și cu partidulețul lui fac parte din PSD sau sunt alături de PSD. Adevărata forță de dreaptă este Partidul Național Mare, cum ne place nouă să-i spunem acum, prin fuziunea cu PDL-ul, și a PDL-ului cu forța civică, în acest fel existând acest ACELEG, Alianța Creștin-Democrată, care de fapt este Partidul Liberal Mare. Candidatul acestui partid a obținut în primul tur puțin peste 30%. Este foarte posibil și după părerea mea se va realiza ca scorul după acest tur doi de alegeri să-l favorizeze pe, alianțul, ale, pe președintele Alianței creștin Democrate, referindu-mă și la ultimele întâlniri televizate în care, din nefericire, ne sunt servite doar promisiuni deșarte, promisiuni neancorate în realitate. Unul spune vorbe, dar de fapt acuză fapte. Celălalt spune fapte, dar este acuzat că spune vorbe. Este un lucru incredibil. Dar haideți să vă povestesc uh, despre un raport trimestrial, unul din ele, pe care fiecare bancă serioasă din lumea asta îl face, prin care face o analiză uh, trimestrială și o analiză macroeconomică cu o perspectivă de dezvoltare. Nu, aseară, cel puțin, ni s-a servit că trimestrul al treilea va fi pe plus. Adică nu va fi al treilea trimestru de recesiune. Este foarte probabil și pe cuvânt de onoare că vineri dimineața se va arăta în raportările statisticii ne va raporta că ceea ce a spus domnia sa este adevărat. Am mai spus -o și -o repet, statistica are trei etape. Prima, care poate fi mincinoasă, a doua, mai puțin probabil să o poți mincinoasă, iar a treia trebuie să fie precisă, exactă, pentru că statistica sau cel puțin care falsifică datele sta de statistice nu sunt decât criminal sau cel puțin așa îi consider din punct de vedere ști tehnic științific. Dar prima etapă poate fi foarte bine aproximată. Deci s-ar putea ca mâine Institutul Național de Statistică condus de cineva schimbat de actuala guvernare, scos un profesionist, s-ar putea să vă servească aceste cifre care să confirme uh, spusele unuia din cei doi candidați în prezent uh, premier. Numai că, dacă mi-îngăduit, uh, mă referam la această analiză trimestrială a unei bănci. Uh, dacă citim ce scrie, este cu totul altceva. Me engadui Pe scurt, încetinirea reformelor și execuția bugetară dezechilibrată au generat un impuls fiscal negativ asupra creșterii economice și în trimestrul 3, 2014. În timp ce sectorul industrial, construcțiile și vânzările cu amănuntul au înregistrat scăderi în perioada iulie-august, o eventuală creștere trimestrială în trimestrul 3 ar putea veni din agricultură, IT, tranzacții imobiliare cu o inflație ce va sta în jumătatea inferioară a intervalului țintă, o perioadă suficient de lungă, ne așteptăm ca BNR să reducă rata de politică monetară până la 2,5% în prima parte a anului 2015 și să taie ratele de rezervă minim obligatorii la 4-6% pentru lei și 8% pentru valută până la finele 2015. Și lucrurile continuă. Dacă ar fi să citesc numai ce este scris în extras pe banda stângă. Uh, titlul este încetinerea reformelor și execuția bugetară dezechilibrată. Pe margine, România pierde în termeni de convergență reală. Un alt uh, extras de margine. Pe fondul scăderii investițiilor publice în ultimii doi ani și o utilizare insuficientă a fondurilor europene. Deci pierde din convergență pe aceste. Citez numai manșeta. În timp ce investițiile private sunt descurajate, uh, se uh, uh, de impredictibilitatea contextului legislativ. Și uitați cum scad investițiile și cum arată recesiunea tehnică. Și pot uh, citi, iar acest uh, material este a unei bănci puternice din România și este semnat doar de specialiști. Deci, una este vorba și una este fapta. Dar uh, acest, uh, v-am demonstrat acest lucru, este o certitudine, dacă cineva de dumneavoastră este curios să vă dau exact raportul, eu îl pun la, la îndemână, ca să vedeți că una este vorba și alta este fapta bine ticluită, bine ticluită. Din nefericire, cel puțin pentru mine, care am văzut multe campanii electorale, este cea mai murdară care poate apărea. Ne legăm de soții, ne legăm de burțile soțiilor, ne legăm de organe de copii, ne legăm de ce vreți, ce nu vă poate imagina Uh, dumneavoastră mintea. Bun, acest lucru, acest, asta nu e confruntare, asta nu confruntare, acest lucru nu l-aș pune doar în cârca celor doi uh, candidați, ci l-aș pune în cârca stafurilor, pentru că sunt două, fiecare are stafului, care probabil din mai, prea mult uh, zel încearcă să vină cu o campanie, așa zis, negativă, dar asta nu este negativă, este de o murdărie extraordinară. În plus de asta, cei care au puterea, o parte din cei care au puterea administrativă în mână, și-au transformat uh, teritoriul administrativ pe care îl patronează într-o adevărată feudă. S-au transformat dintre, uh, din oameni relativ normal, cum îi cunoșteam mai până la un anumit dat, în adevărat tirani. Deci, au luat totul pentru că. Dacă nu și realizează scorul impus de București, de domnul Dragnea, atunci ei își pierd orice sursă de finanțare, până și sprijin și post, și tot ce tot ce, ce au astăzi și ce li s-a promis în cadrul unei victorii. Deci, războiul este total, din nefericire. De ce este total? Pentru că se luptă pentru ei. Se luptă pentru existența lor, nu pentru existența dumneavoastră. Și atunci, ca să puteți face ceea ce trebuie și să puteți vota în liniște pentru România lucrurilor bine făcut, rugămintea la dumneavoastră este să veniți la vot. Indiferent cu cine votați, prezența dumneavoastră la vot contează pentru că se schimbă raportul în favoarea celor care sunt mai puțini la vot. Masa, masa, chiar dacă presupunem că votul dumneavoastră ar fi nul, având, un partid având un număr mare de activiști care îi aduc cu autobuzul, cu, cu cătușe, cu, nu știu, cu orice îi aduc la vot, exagerez și eu puțin, dar îi aduc la vot, cu cât ei reușesc să, unii din ei reușesc să se mobilizeze și care au structuri, structuri venite de zeci de ani din urmă, cu atât ponderea lor în procentul final poate fi mai mare. Cu cât prezența dumneavoastră la vot este mai numeroasă, ponderile încep să se echilibreze și atunci există posibilitatea și șansa egală pentru amândoi uh, parteneri, pentru amândoi uh, cei care doresc să accedă la această funcție, de a fi cât mai aproape de voința dumneavoastră, voința celor pe care îi reprezentați. Eu, uh, pentru că este campanie electorală, vă sfătuiesc să. Votați dreapta. Dreapta înseamnă locuri de muncă, nu milionul de locuri de muncă promis, la care se mai adaugă 100 de mii de locuri de muncă dispărute. Nu despre alea discutăm. Discutăm de locurile de muncă create prin dezvoltare economică, prin consum național, prin încurajarea muncii, legislației care să încurajeze, să încurajeze munca, nu să încurajeze nemunca. Vă puteți imagina, discu discutăm de justiție, dar din nefericire uh, legislația încurajează atât nemunca cât și hoția și frauda. Sunt multe lucruri de schimbat. Și apoi stimați-vă, telespectatori, când ceva nu merge și mai ales în economie, că, uh, economia vă ține de foame, ce trebuie să faci, domnule? Să schimbi. Uh, Consultați cei mai mari specialiști în marketing și în economie și vă spun foarte clar, dacă un sistem nu se învârte, e blocat și din contra, dă -și înapoi, merge înapoi, păi n-am decât o singură șansă ca să meargă înainte, să-l schimb. Să-i schimb structurile, reparații capitale la tehnologia actuală, când progresul tehnologic este atât de rapid, când inclusiv motorul unei mașini este o piesă de schimb, nu prea mai se uzează. Și atunci trebuie schimbat totul, trebuie schimbat sistemul, ca dumneavoastră să puteți trăi mai bine. Altă soluție nu este. Nimeni în lumea asta n-a descoperit alt izvor al bunăstării decât munca. Iar munca o puteți face în mod organizat, cu, în locurile de muncă create, printr-o bună administrație, printr-o politică fiscală uh, coerentă și durabilă, printr-o politică fiscală de bun simț, pentru că atunci când majorezi la infinit impozitele și taxele, crești uh, obligatoriu, tu crești obligatoriu. Uh, Evaziunea fiscală. Cu cât impozitul și taxa sunt într-un prag uh, rezonabil, fiecare uh, producător de valori materiale plătește. Pentru că uh, normal este să plătești trăiești într-o țară, ești mândru că ești român, în țara ta și trebuie să fii mândru că copiii și generațiile viitoare rămân în această țară, rămân pe... pe, pe să lucreze pentru, pentru ei și de ce nu? Și pentru Petrică, și pentru mine, și pentru dumneavoastră, pentru că anii trec și într-o bună zi, generațiile viitoare vor trebui să muncească uh, și pentru noi. Mi se pare că este un lucru normal, uh, viața, cel puțin viața noastră miorifică așa de curs, de când ne aducem aminte, de când avem scrieri care ne povestesc despre plaiurile noastre și întotdeauna țăranul român a muncit din greu, a adunat an de an, an de an, până a mai reușit să strângă niște bani, să-și cumpere un pogon de pământ, cum este în Muntenia, de exemplu, ca să poată să lase zestre la fată sau moștenire la băiat, în așa fel încât să perpetueze. De ce? Națiunea, tradițiile și neamul românesc. Deci, fără muncă, nu se poate. Dreapta vă poate afera speranța muncii. Votați dreapta, votați Claus Iohannis. Eu am înțeles mesajul dumneavoastră. Ar mai fi vreo 4-5 minute de dialog. Aș vrea să. Până acum am făcut monolog. Da, ați făcut monolog pentru că emisiune de promovare electorală, uh, obligativitatea noastră este să uh, Asigurați asigurăm doar cadru. timpul de cadru, cadru și timpii de emisie aferență. Și mai aveți obligație când cineva o ia razna să-l mai aduceți sau să solicităm drept la replică dacă uh, afectați imaginea uh, celelalte părți. Ar mai fi 4-5 minute în care eu aș vrea să uh, vă provoc cu argumente. Ați vorbit despre uh, puterea în, diverse locuri, nu numai într-o singură... Ouăle ură. în două coșuri. Ouăle în două coșuri, așa cum zice economistul din dumneavoastră. Nu, așa cum spune și ă, de țața, -ța, ța -ța Maria din moștră moș, că nu se duce cu un coș mare cu toate ouăle, ci le pune în două coșuri, că dacă cumva alunică nu sparge ă, toate ouăle, sparge doar ouăle din un coș. De acord. Deci ați făcut un apel la uh, alegători să vină la vot. În primul rând, să vină la vot. în al doilea Este rând... un drept constituțional pe care guvernul refuză unor cetățeni români din diasporă, din nefericire. Ați adus argumente economice, puteți aduce și politice, în cele câteva minute care au mai rămas. De ce Iohannes și de ce nu celălalt candidat? De ce Iohannes? Iohannes, pentru că are o maturitate de plină, are un echilibru, după cum bine l-ați văzut, un echilibru deosebit, este un tip așezat, molcom, parcă ar fi moldovean, nu transilvanean, cu toate că și transilvanene au, au, acest stil mai molcom, spre sebire de munteni care sunt si iuți, iuți, foarte iuți, așa, și de ce nu, principalul argument este că din, din nefericire de multe ori, din două orele alegi ceea ce e mai puțin rău. Eu nu spun că sunt două orele, dar din teama de a aluneca spre dictatură și teama de a, și realitatea și dorința de a trăi într-un stat în care puterea să fie împărțită și nu cineva având toată puterea să facă tot ce vrea pentru că adversarul politic e slab și îl strivește, este de ales Iohannis, reprezentantul dreptei românești. Și, după părerea mea, șansele sunt cel puțin 60%, nu 60%, 60% de a câștiga Iohannis, pentru că dreapta care conține de regulă oameni cu și oameni cu anumite instrucție și oameni cu anumite instrucție conține din toate, toate, oameni din toate categoriile sociale, din toate păturile sociale, este întotdeauna mai divizată. Bunica mea avea o vorbă în sensul de a dar mi-e teamă să nu fiu înțeles greșit. Oamenii, și n-am să o spun, am să o spun altă dată, unde n-am niciun risc, de mă compromit eu, nu compromit o idee, dar oamenii de dreapta sunt de regulă, nu spun ce am vrut să spun, altă dată vă povestesc, oamenii de dreapta sunt puțin mai rugoleși, sunt mai, mai greu de dirijat. Acest fapt a dus și la dezbinarea dreptei pe, pe turul 1 spre deosebire de stânga care a fost uh, monolit și acest lucru este un avantaj pentru că acum vrând nevrând uh, eu nu văd pe doamna Udrea votândul, votând stânga, uh, nu văd uh, nici pe Uh, nici celelalte forțe, nici pe Monica Macovei și ceilalți care sunt totuși de dreapta, nu-i văd, uh, vot în stânga. Deci, îndemnul meu pentru dumneavoastră, mă cunoașteți de foarte multă vreme, este de a vota dreapta, de a vota Klaus Iohannis pentru echilibru politicii în România. Având un echilibru, având două forțe egale, niciunul nu va îndrăzni să se. A este ceea ce s-a întâmplat zeci de ani pe Mapamond. Atât timp cât a fost un echilibru între cele două blocuri militare, a fost pace, n-a fost nicio problemă. În momentul în care s-a rupt echilibru, au început să apară războaiele și conflictele. Stimați telespectatori, a fost domnul Trean Dobre, vicepreședinte al Alianței Creștini Liberale. Vă mulțumesc pentru prezența Cu multă plăcere și nu uitați, votați Claus Iohannis. Și înainte de toate, să veniți la vot. E important și acest mesaj. Petru Vasile vă mulțumește pentru atenție. A fost o emisiune de promovare electorală pe timp de antenă acordați Alianței Creștini Liberale. Continuăm programul nostru.